Să vorbim despre bani? Haideți, mă! Chiar dacă nu-i ai, câteodată e frumos așa să vorbești despre bani. Spunea un scriitor odată: mi-e dor de sume mari de bani. Boss, nouă ne zici? Noi românii avem o alergie așa când auzim de declarații de avere. Adică nici nu știm cum să o dăm. Dacă ăla n-are bani, zicem: n-ai bani, a? Păi și ce faci, mă, cu metre? Ai venit aici ca să te îmbogățești? Dacă are ăla bani, întrebăm altfel: auzi, Cocoș, dar de unde ai tu bani? Și dacă ai bani, de ce vrei tu să fii bugetar, mă? Ne iubești prea mult sau cum? Nu cred, ești dubios. Da, e o chestie cu banii. Atât de mult am fost săraci că banii ne sperie. Nu știm ce să facem cu ei. Habar n-avem cum să-i facem. Cum banii produc alți bani și așa mai departe. Lipsă de educație se numește. Mă uitam acum la Barna. E campanie, na, apar tot felul de chestii. Deci, ce avere are Barna? În câteva zile o să ies cu un foarte transparent, cu toate contractele, cu sumele, cu ceea ce s-a livrat, tocmai ca să închid odată acest subiect. Pe scurt, 3 apartamente și conturi în lei și în euro, plus acțiuni la fonduri de investiții. Stă bine să nu vă faceți griji, da? Parlamentarii de la USR au declarațiile de avere publicate, evident. Și m-am uitat și m-am amuzat. De ce? Simplu, pentru că ei ne spun așa: noi, cei de la USR, suntem niște profesioniști veniți de pe piața liberă, acolo unde ne-am arătat valoarea. Wow, serios? Ce valoare, mă, Cocoșei? Care piață? Vreau să vă spun că sunt avocați la USR care în ultimii 10 ani au câștigat din avocatură cât un taximetrist din Bârlad. Sunt alții care, la fel, după atâta muncă profesionistă în privat, au mai multe datorii. Nu tu o casă, nu tu o mașină, datorii. De-astea poți să facă oricine. Suntem chiar experți în acumularea de datorii. Vrei să înveți cum se fac datorii? Oprești pe oricine pe stradă, ți-arată cum să faci imediat. Ce rost au toate astea? Nu știu, taci! Atenție, eu merg aici pe logica lor. Doamne, noi suntem veniți din piața liberă, avem cicatrici pe noi, suntem adevărați profesioniști care și-au demonstrat valoarea. Boss, dacă tu ca avocat câștigi mai puțin de 1000 de euro pe lună, e nasol. E clar că e mai bine pentru tine ca senator, că ai venit la mai bine. Nu faci vreun sacrificiu, înțelegi? Bineînțeles că nu-i compar pe acești băieți de la USR cu panaramele PSD-iste care au conturi pe numele mamelor sau sunt plini de proprietăți în străinătate. Spuneam doar așa, să nu ne mai dea băieții ăștia lecții de mari privați, că nu sunt. 21 de senatori care au luat cuvântul în plenul Senatului de mai puțin de 10 ori. Cel mai activ senator este Mihai Goțiu de la USR cu 773 de lor de cuvânt în plen. E, da, știți cât are un șofer de la Senat? 5.300 de lei pe lună, plus bonurile alea de vacanță care vin odată pe an, încă 1.400 de lei. Păi e rău? E mai mult bine, nu? Că mai e și asta legat de boala pe bugetari. Contează și unde ești bugetar ca să-ți fie bine. Că și la bugetar e ca la privat. Unii sunt mega șmecheri, alții la departamentul covriș, tăticu. Nu contează cine sunt noi, ci cât dau, câte novele au.